Să spun că acest gen este specific pentru toate artele, cele tradiționale, literatură, pictură, sculptură și cele tehnologice, fotografie, cinematografie, televiziune. Și, cum spunea cineva, el este valorificat foarte intens, mai ales când se consideră că omul este măsura lucrurilor, cum spunea filozoful presocratic Protagora. Pentru a vedea mai bine specificul acestui gen, s-ar putea întreprinde o analiză comparativă a acestui gen din cinematografie, referitor la modul cum a fost el utilizat în celelalte arte. Spre exemplu, s-ar putea lua o personalitate emblematică a istoriei noastre naționale, Ștefan cel Mare, și să vedem, pornind de la portretul lui în domnitorului, în cronica lui Grigore Urechi, și să ajungem până la cinematografie, din câte știm a fost și în filmele de ficțiune și filmele de non-ficțiune. Un film portret, ca și oricare film, totuși are etapele lui și nu depinde de portret sau nu portret, depinde de material. Fiindcă un portret poate fi a unui om care este în preajma noastră, un film portret poate fi un om care de mult nu mai e printre noi, care a fost cândva o personalitate istorică, să zicem. Sunt diferite cazuri și nu există o metodă aparte. În general, filmul e ca și o operă de artă, dacă am numit-o. Păi fiecare lucrare are o atitudine aparte. Numai în felul ăsta poate fi originală. Desigur că e important aportul autorului, viziunea și, să zic eu, cultura care o are, fiindcă numai în felul ăsta poate fi un film profund și eu cred că profunzimea și dictează sau hotărăște rezultatul. Adică orice film poate fi și nu poate fi portret. Important e cât e de profund și cât de artistic e rezolvat în ultimă instanță. Chestia cu portretul vine mai mult probabil din alte genuri de artă, din alte domenii. Nu mai vorbesc de portretele din arta plastică. Arta plastică, genere, sunt portrete de la și până la, probabil din desenele, din peșterele omului preistoric până în ziua de azi,
Și portretele erau diferite, erau portretele erau care se asemănau, care erau, urmau o asemănare cât mai aproape de persoana reală și erau portret cu erau portrete de profunzime, să zicem, portretul așa ca să luăm din arta plastică românească, să zicem, Brâncuș, domnișoara Pogani. Dacă vă amintiți, portretul e un e foarte, foarte stilizat și nu putem zice că e un portret fotografic. Mai erau încă portretele Van Gogh, a impresioniștilor, da? Care tot erau niște viziuni care pătrundeau în esență. Uite, esența probabil e foarte importantă pentru noi ca cineaști, fiindcă noi oricum avem imaginea omului real. Imaginea omului real ne-o dă pelicula, camera, optica, lumina. Secretul regizorului e să intre în esență. Ori esența nu e la suprafață. Fiindcă cei ce e la suprafață, mi-amintesc că Gauguin zicea că idealul meu feminin e de așa ordin că dacă l-aș întâlni în realitate, eu m-aș speria de ea. Deci o esență și un ideal artistic sunt lucruri absolut diferite și dat fiind că filmul permite să creeze mai multe, să zic eu așa, straturi sau mai multe, să dea o adâncime, o profunzime a obiectului explorat, atunci autorul are de lucru mult pentru a lucra anume în direcția asta. Eu niciodată nu am fost adeptul și nu am urmat anumite reguli. Aveam întotdeauna convingerea că anumite reguli fac să te anchilozezi, fac să omiți multe lucruri, să le scapi, fiindcă ai să fii prea pregătit de acasă și n-ai să vezi realitatea adevărată. Și eu vorbesc în genere și de dramaturgie, eu sunt sigur că dramaturgia nu are reguli. Și pe chestia asta sunt gata să lupt cu oricine. Există o chestie foarte organică care poate fi dictată de idee, de materialul dat, de cursul gândului. Important e foarte să intri într-un acord de încredere care îl are personajul, omul cu care comunici. Ia loc. Mulțumesc. Ece, nu mai m-am întors de la un festival de jazz. Unde? La Iaroslav. Ați fost în concurs? N-a fost concurs, a fost un festival simplu. Pur și simplu am prezentat programul nostru. Și cine a mai fost acum? Fantastic, au fost niște americani, negri. Și într-un anumit moment, când există o sinceritate reciprocă, fiindcă numai atunci când și autorul este absolut sincer, atunci și interlocutorul n-are încotro. Este sincer și se despoaie, cum zicem noi. N-a prea avut acest gen
să zicem, niște, un context fericit pentru o evoluție normală. Poate doar în anii 60 ai secolului 20 și când a demarat perioada de renaștere națională. Din câte știm, în anii 60 am avut un tandem de aur prin Vlad Ioviță și Gheorghe Vodă, care Ioviță în filmele sale clasice deja, Fântâna, Piatră, Piatră, De Sărbători sau Malanca, și Gheorghe Vodă în documentarele Nunta și De ale Toamnei, nu se poate spune că ele valorifică filmul portret în puritatea sa, dar în narațiunile acestea audiovizuale găsim foarte multe fețe interesante ale personajelor, și acești doi mari cineaști sunt într-un fel creatorii unei antropologii vizuale în cinematografia noastră de non-ficțiune. Și dacă am vrea să studiem cum arată felul de a fi al basarabeanului, aceste filme sunt un exemplu extraordinar pentru acest tip de investigații, dar nu în filmele documentare în care realitatea este lustruită, iar oamenii sunt manipulați. Următorul, după Vlad Ioviță și Gheorghe Vodă, a fost Anatol Codru, care în documentarele Dimitrie Cantemir, arhitectul Șciusev și sculptorul Alexandru Plămădeală, iată, aceste trei pelicule sunt sau valorifică formula film-portret. Ele, de fapt, dacă ar fi să le încadrăm într-o anumită tipologie, pot fi categorisite ca documentare istorico-biografice. În câteva cuvinte, asta creionez personalitatea cuiva în contextul timpului, făcând anumite echivalențe cu... Dar venind din lumea poeziei, metaforizând realitatea, cum spune undeva Dumitru Olărescu, el de fapt n-a folosit, să zicem, cronologia ad hoc, ci a încercat să sublimeze într-un act personalitățile creatoare ale acestor mari reprezentanți ai culturii naționale. Prin ce se evidențiază că noi încercăm să aducem în prim plan o personalitate pe fundalul unei epoci, venind cu detalii din acea epocă, încercând să elucidăm aportul acestor personalități la mersul vremii, adică cu ce au întreprins ei în... Iată, să luăm un exemplu concret, de pildă, Dimitrie Cantemir, de Anatol Codru. El chiar, Anatol Codru, în acest documentar, improvizează bătălia de la Stălinești a lui Petru cel Mare și a oastei moldovene cu turcii. Cu ajutorul metaforii reușește să sugereze și prin mesajele sonore, reușește să sugereze atmosfera acestei bătălii. Și, într-un fel, după ce știe că au pierdut bătălia, Anatol Codru include un dialog
Petru cel Mare a fost rugat ca să îl predea pe Dimitrie Cantemir turcilor. Și răspunsul țarului rus este unul extraordinar. Лучше оставлю туркам землю до самого Курска, ибо надежда мне остается паки ее возвратить, но нарушение данного слова невозвратно. Я не могу онного переступить и предавать князя из любви ко мне, оставившего свое владение. În general, filmul stă pe picioare foarte bine și astăzi cine îl vizionează poate să-și dea seama despre personalitatea extraordinară a domnitorului nostru. Referindu-ne la creația lui Anatol Codru, trebuie să remarcăm că documentarele lui Portret au totuși un specific anume prin felul de a metaforiza realitatea filmată. Și ele, de fapt, nu respectă canoanele, poate e un cuvânt, că orice obiect de artă prețios nu respectă canoanele, trebuie invers să le demoleze. Dar chiar și ca structură dramaturgică, pe urmă, ca montaj, ele sunt foarte dinamice și undeva, cum să vă spun, parcă anticipează filmele de azi, pentru că voi astăzi sigur că se vede o anumită estetică a videoclipului în filmele de azi. Televiziunea este o industrie grea, creatoare de prototipuri. În sens că Portretul de televiziune vine ca o mânușă acestui canal media. Și unul dintre cercetătorii cei mai avizați ai televiziunii, un clasic în domeniu, cum spun și astăzi cercetătorii ruși, Vladimir Sapac, în cartea sa spune, uite, câteva lucruri pe care eu aș dori să le citez. Portretul TV, iată pe semne lucrul cel mai prețios pe care l-am sesizat în cei aproape 2 ani de prietenie cu televiziunea. Portretul ca oglindă a caracterului, ca biografie, ca sinteză între individual și tipic, în fine, ca atitudine pregnantă, expresivă față de obiectul înfățișat, ca gen. Portretul televizat ia naștere în aceste clipe ireversibile, când televiziunea deja astăzi se constituie ca artă. Vedeți, chiar de la nașterea televiziunii, practic acest gen a căpătat o consistență foarte importantă. Mă bucură că la televiziunea noastră există un ciclu întreg de emisiuni care se numește Portrete în timp și în care excelează, desigur, regizorul Nicu Scorpan. Asta nu înseamnă că toate portretele lui pe care le-a difuzat sunt la același nivel. Are și el anumite rateuri, dar are și multe reușite. Aparițiile lui sunt câteodată obositoare și chiar textele lui suferă de o retorică excesivă, de epitete nemăsurate, în sensul că ar trebui totuși, eu înțeleg că televiziunea se sprijină mai mult pe interviu, dar nici așa, adică trebuie și o anumită măsură în aceste apariții. Noi trebuie să punem în lumină invitatul, eroul nostru. În documentarul Portret din cinematografia propriu-zisă, imaginea conta și se miza pe ea. În televiziune, sigur că tehnica interviului era utilizată foarte frecvent, dar de când odată cu apariția noilor media, aceste diferențe puțin s-au mai diminuat. Și eu nu întâmplător
filmul lui extraordinarul documentar portret al lui Vlad Druc și Dumitru Olărescu, Aria, consacrat marii noastre cântărețe Maria Cebotare, l-am trecut în reușită în palmaresul a două medii de comunicare, și a cinematografiei propriu-zise și a televiziunii, pentru că Vlad Druc utilizează foarte măestrit ambele, sau să zicem, trăsăturile distinctive ale ambelor medii. Și dacă ne amintim, chiar în film, pe burtieră apare din presa vremii. Și sunt mai multe voci. Eu am spus undeva că acest film are o structură polifonică. Și sigur că capul de afiș, încununarea filmului de artă pe care l-a profesat în toată cariera lui Vlad Druc, reprezintă documentarul portret Aria, care, la care s-a lucrat cu egală și dăruire, și el, de fapt, eu am scris undeva, valorifică și elemente ale documentarului de montaj și modul de a utiliza fotografiile și utilizarea noilor tehnologii informaționale. Adică este un film de artă, cum să vă spun, complet. Locuința veche rămâne lui Vârubov, care s-a ales și cu funcția de secretar impresar al Mariei Cebotare. Dar va continua viața în petreceri și dezmăți. Nu pot să-l învinuiesc cu nimic pe Sașa. Vă rog să-l lăsați în pace. El m-a ajutat foarte mult. În primul rând, evoluția tehnologică, care a permis o explorare intimă a personajului. Un lucru foarte important, un lucru care era foarte și foarte complicat atunci. Cu tehnica aceea foarte zgomotoasă, grea, cu posibilități foarte limitate. Deci aici, din punct de vedere tehnologic, lucru care și, fără îndoială, și lasă amprenta și pe rezultat, asta da. Dar mai departe, de acum ține de cinematografia în general, portret, neportret, nu contează, fiindcă, după părerea mea, cinematografia la ora pe care o trăim, într-un impas destul de serios, se află la o răscruce, la un prag de trecere într-o stare absolut nouă, pe care încă nu l-a realizat pasul ăsta, dar eu sunt sigur că va fi, fiindcă cinematografia are o istorie și o autoritate, așa ca să zic, care fără îndoială așa s-a sedimentat de acum și nu va lăsa să rămână așa ca și cum n-ar fi fost. De fapt, venind la Academia de Arte, am venit într-o instituție unde sunt profesori și artiști care au reușite extraordinare în acest domeniu. Vlad Druc și Mircea Chistrugă ca regizori, Dumitru Olărescu și Mihai Poiată ca scenariști. Adică, dacă mă refer la Mircea Chistrugă, pornind de la Mihai Grecu, pe urmă Cel care sunt, care este aproape de un volum de versuri al poetului Grigore Vieru, și aici departe consacrat poetul academician Dumitru Matkovski. Și sigur că aș mai face aici aș mai adăuga ceva, trebuie să aducem un mare semn de mulțumire regizorilor Vlad Druc, Mircea Chistrugă și scenaristului Dumitru Olărescu, care au reușit să facă un film despre Mihai
Voluntir, iubirile lui Mihai Voluntir, care au avut de surmontat multe dificultăți în realizarea acestui film. Pentru că știe că maestrul era bolnav, filmările se tot amânau, dar până la urmă au reușit și este în beneficiu artei noastre naționale. Sigur, noi l-am fi vrut cât mai mult printre noi pe maestru Voluntir, dar viața este viață. Iubirile lui Mihai Voluntir e un film destul de, cum să zic eu, simplist, după părerea mea. Cel puțin așa a dictat realitatea să-l concepem ca o suită de spoturi. Ei streșeam. Era încolo o clasă. O clasă cu... Eram o clasă mixtă. Lucrul ăsta a fost dictat mai mult din experiența pe care am avut-o, fiindcă comunicarea cu protagonistul ne cerea o tratare foarte și foarte vastă, adică mai multe domenii. Ori lucrul ăsta te silește să mergi, așa cum se zice, în fugă. Dacă ar fi să elaborăm o tipologie a filmului portret, vreau să spun că, în general, nu există o tipologie ideală. Astăzi apar genuri hibride și există o diminuare a hotarilor dintre genuri. Dar dacă am venit așa dintr-o perspectivă diacronică, istorică, am putea spune că avem filmul portret istorico-biografic. Mai departe, se poate vorbi și de un portret colectiv. Dacă mergem mai departe, filmul, adică în clarificarea tipologiei, este filmul portret propriu-zis, care se axează pe o personalitate și încearcă să o... adică nu mai puțin face referire la contextul timpului sau, să zicem, contextul timpului este cumva ca fundal pe planul 2, dar filmul portret propriu zis are reprezentanță de seamă și sigur că este Anatol Codru. Trebuie să-l adăugăm aici, nici nu se poate altfel, pe maestru Emil Loteanu cu trilogia despre creatorii care s-au implicat plenar în realizarea filmelor sale, am în vedere Eugen Doga, Grigore Grigoriu și Svetlana Toma. Mai departe, dacă mergem, Vlad Druc, care are o serie întreagă de filme și eu aș dori, pe lângă, am menționat aria, Maria Codreanu, Weissermana Turturică, Goblen, dar chiar și filmul Tata, care iarăși este o realizare care utilizează o formulă dramaturgică foarte interesantă, amintindu-ne de ultima lună de toamnă lui Ion Druță. Putem vorbi despre Medalion. Medalion, care este, știți cum pictorul face un profil, surprinde trăsăturile principale, adică nu este o creionare exhaustivă a acestei personalități. Putem vorbi de documentarul portret, documentarul monografie. Și în acest sens voi aduce ca exemple filmele lui, documentarea lui Anatol Codru despre Mihai Eminescu și Ion Creangă. Iată, cam astea ar fi, să zicem așa, grosomodo, tipologia sau speciile filmului portret.
Pentru noi era o raritate tehnică de a filma un om sincer pe ecran care își destăinuie ceva. Chiar și în confesiune, care însuși textul, titlul zice confesiune, mi-a fost foarte greu să facem confesiunile celea, fiindcă vă imaginați, am adus în atelierul doamnei Rusu Ciobanu o cameră așa de mare, de 100 de chile și vreo 20 de aparate de luminat și nu știu ce, și încearcă atunci mai fie sincer, înțelegi? Trebuia să stea o săptămână tehnica asta ca să se obișnuiască dânsa, dar tehnica aceea costa atâta că ea putea sta numai o oră, două, fiindcă pe lângă cameră veneau încă 5 persoane care super tehnic, asistent pentru peliculă, pentru focus și așa mai departe. Sunt multe lucruri care n-au putut fi realizate atunci. Atunci erau, noi eram în mare parte anchilozați din punct de vedere tehnic. Existau multe dorințe și viziuni care nu puteau fi realizate. Acum e ușor de a realiza, fiindcă e mult mai intimă camera de filmat. Atunci, cu mijloacele tehnice, am făcut ce am putut. De asta eu nu sunt întru totul mulțumit de tratarea de atunci și a filmului Confesiune și Dincolo de culoare. Dar oricum, ideea a venit de la dialogul cu Mihai. Dânsul tot a crescut într-un spațiu și într-un mediu care îl trăim noi acum. Dânsul și-a avut adolescența când căzuse Imperiul Rus. Ori filmul era realizat încă atunci când multe lucruri nu le puteai spune în direct. Dar vă puteți închipui în noapte ce e după ce s-a terminat adunarea asta mare a intelectualității și cineva îmi telefonează și îmi spune: Grecu? Dar eu zic, da. Слушай, ты еще не повесился? Я вам вас тресник. Де че с ума спонзор? Atunci, în anii aceia, mă interesa anume spațiu dintr-o parte a pânzii și ceea ce e după pânză, fiindcă filmul Dincolo de culoare se începea cu pânza albă pe care apăreau niște pete de culori. Petele de culori erau create de către Mihai Grecu și creând aceste pete de culori creau un spațiu absolut nou care era dincolo de pânză. Ori mă interesa anume spațiul acela cel mai mult. Într-un fel am fost avantajat și într-un caz și în altul. Pe doamna Valentina Rusu Ciobanu am cunoscut-o de prin 61, de când eram elev. Eu am fost coleg de clasă cu Lic Sainciu, cu fiul dânsei. Și eu eram foarte des, chiar de pe atunci eram în atelier, încă de copii eram, alergam și vecin cu Rusu Ciobanu, era de atelier, era Mihai Grecu, care dânsii vineau unii la alții și stau la discuții și eram martorii unor, dezbateri și păreri și nu știu ce, fiecare își arătau lucrările. Adică eu încă de elev știam atmosfera din atelierele astea de pictură. Și nu numai pe ei, atunci deci se adunau un grup, veneau, era foarte interesant. Cu Grigori Viru a fost mai complicat, fiindcă iarăși era pe peliculă și pelicula tot, era o limită de peliculă și ai terminat, gata. Cu video de acum era mai de acum când la
Dumitru Matkovski pe video. Aveam posibilități mult mai vaste. Când s-a pornit fierbințeala, mișcarea asta în viața noastră din timpul renașterii naționale, și era o vorbă că viața urcă în scenă, teatrul coboară în stradă. Eu mi-aș dori ca documentariștii de azi să cum mai puțină construcție, hai să spunem, mai puține preconcepții în film, luată viața prin surprindere. Azi oamenii reacționează normal. Și mărăi. Mai cât și eu nu mi-aduc aminte că am concert, parcă trebuie să mă gătesc de concert. Parcă de grabă trebuie să plecăm, știi, în Europa, la Budapesta, la concert. Mi-a plăcut foarte mult să am filme cu un singur erou. Și am avut multe filme de genul ăsta. Am avut din domeniul artei, din diferite domenii. Mă interesa neapărat conflictul personajului cu realitatea și nu odată, când aveam nu un singur erou, s-a întâmplat că aveam doi, chiar trei eroi centrali în alte voci, adică încercam să contrapun diferite caractere. Și lucrul ăsta mi părea foarte important, fiindcă destinele sunt foarte și foarte diferite. Și în alte voci, tocmai asta și m-a interesat foarte mult, două destine categoric diferite. Aveam două personaje foarte și foarte talentate, dar foarte talentate. Unul care se pierde, se stinge. La Casa Gerii era, totuși la Casa de Cultură acolo. Și fel de actorii puteți să mă știți. În Casa Gerii, actorii, gitară, muzică, folk, totul nostru. Și altul care luptă și iese din spațiul nostru, iese în Europa și care a devenit o personalitate importantă, nu s-a pierdut. În privința publicului, dacă neamul nostru de aici n-a avut nevoie de mine, poate neamul nostru de acolo va avea nevoie de mine, cine știe. Ori mi-amintesc că am avut un film despre tinerii delicvenți, despre adolescenți delicvenți. Era o casă de corecție, școală de corecție la Valea Norocului și eu întâmplător am trecut pe acolo și mi-a părut foarte interesant într-un fost conac în regiunea Sângereilor. Într-o pădure, într-un conac, era localitatea se numea Valea Norocului. Și erau niște copii care erau delicvenți, adică minori, cu antecedente penale. Și am prezentat tema asta, cu mare greu au aprobat-o. La Moscova aprobă tare mult, le-a plăcut. Și Moscova a aprobat-o pentru ecranul neonal. Și după aceea tema a crescut, s-a lărgit, fiindcă eu eram și autor și am lărgit-o, fiindcă la Saharna exista încă o școală de corecție, numai de fete, de același gen, fiindcă filmam la Chișinău, locul unde erau prinși, unde erau arestați copiii ăștia. Așa e lucru foarte triste și în același timp interesante. Dar filmul a fost privit cu o groază de conducerea de atunci. Ne-au spus, ce-i cu asta? Puterea sovietică crește așa, naște așa copii?
Spui, bine, dar n-au căzut din cer, ai noștri. Și a avut o soartă jalnică filmul ăsta. Am fost lipsit de dreptul de a mai face film vreo jumătate de an. Până m-au iertat. Мы знаем ваш народ как очень веселый, поющий, танцующий. Ваша выставка доказала, что народ ваш деловой. На выставке очень много света, тепла и красок. Păi, lucrul s-a fost dictat în primul rând de, de realitățile pe care le-am trăit atunci în epoca socialistă, fiindcă dacă nu făceai de despre alte... și sport am avut mult, apropo... sport, filme cu, din domeniul sportului. Ori noi am trăit perioada de până la Olimpiada de la Moscova, când se pregăteau și atunci am făcut o serie de filme cu sport despre canotaj, box, trântă și așa mai departe. Și, adică despre sportiv din domeniul ăsta. Și despre alte. Vă dați seama că anume domeniile astea erau mai puțin controlate din punct de vedere ideologic. Până la 85 nici vorbă, nu de să se vorbească, de, dar în genere de personajele astea pe ecran. Adică, deși erau interziși, adică așa, ei existau, așa erau numai pentru export, spunea, da, da, noi avem și așa pictură, avem artiști plastici, ca Valentina Rosu Ciobanu, ca Grecu, dar să vorbește, eu ori mi-am inteles că dintr-un film dânsul a fost pur și simplu scos. Nu știu, se făcea un film și despre cultura Moldovei. Și la birou de partid, zice, da, ce caută Grecu aici? Grecu, nu, el... În perioada, hai să zicem, de stagnare pe care noi o numim anii 70 și parțial 80, când filmul documentar a devenit un instrument de propagandă și când creatorii de filme documentare au simțit un pressing ideologic foarte puternic asupra creației lor, au fost create multe filme istorico-biografice, dar de valoare foarte redusă, în sens că ele mai mult preamăreau regimul, realizările, un fel de lustruire a realității care până la urmă s-a văzut că s-a ruinat odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice. În genere, eu consider că am început de-a binelea să facem film de cum a venit la putere Gorbaciov. Tocmai începând cu 85, am început a face filme, fiindcă până atunci cu mare greutate străpundea. Ei, sigur, au fost și Fântânari, au fost și Vasile Luca, au mai fost filme, am făcut și... Dar era foarte și foarte greu. Mi-am zis, chiar în Fântânari au fost eliminate multe lucruri. Nu ni s-a permis să punem sfințirea fântânii. În general, de atunci, începând cu 85, noi aveam, cum zic, o experiență normală de a face film. Adică filmul creștea din interior, organic. Fiindcă atunci ni s-a spus că nu mai există cenzură și, într-adevăr, când ne-am convins că nu există, fiindcă s-a încercat la jocul copilării noastre, încă mulți din conducere, din birou de partid, încă nu știau din nou realitatea și au încercat să ne tragă mâța pe spinare și să zică, dar ce cu filmul ăsta? S-a dus struga și cu drug, sar pe dealuri acolo, țopăi, nu știu ce este film? Și le-au închis gura, fiindcă...
vine o telegramă de la Moscova că filmul a luat premiul la Budapesta, pe urmă, încă mai nu știu unde. Și ăștia au tăcut. Da. Și așa s-a întâmplat cu mai multe filme. Au fost cazuri când făceam, când aveam întâi denumirea. Apropo, povara cea de toate zilele. Vedeți că filmul era pentru ecranul neonal. Pentru... Și prima versiune a fost versiunea rusă, cu toate că în film se vorbește numai română. Dar așa era regula. Trebuie să faci prima versiune ca să o duci la Moscova. Și primul cadru care l-am filmat, dacă vă amintiți, și începutul filmului. Fiindcă noi veneam cu mașină, treceam prin pădure și vedem în pădure o siluetă în negru, strângea niște vreascuri. Și eu zic, Padioane, că era Ion Bolboceanu, camera! Și dânsul o vede, da zăpadă! Și era grafica asta, pădurea. Iese camera și fără să-i mai spun eu ceva, filmează femeia care strânge vreascuri și face o sarcină, o pune în spate și se pornește. Fără să... Și eram cu redactorul filmului, Iuri Balan, nu știu dacă l-ați cunoscut, un băiat extraordinar, a murit și el, Iuri Balan. Și zic, Iura, știi cum o să numească filmul? Noșa. În limba rusă, povara. Dar când făceam de acum versiunea română, originală, păi, nu știu, e povara, nu știu. Ai povara cea de toate zile și dăm iz din tatăl nostru. Știți, filmul ăsta a fost un film mai mult de suflet, un film realizat la sugestia nevestei lui Iacob Burghiu, dinsa vroia așa să rămână o amintire pentru familie. Adică nu se preconiza un film pentru public. Dânsa a vorbit și l-a pus la cale mai mult la început cu Mihai Poiată. Și s-a întâmplat că noi cu Mihai Poiată tocmai atunci lucram la alt film, Proba de Libertate, și Mihai îmi spune, uite așa și așa, nu vrei să facem împreună? Zic, cu cea mai mare plăcere, noi am fost foarte apropiați cu Iacob Burghiu. Iacob Burghiu mi-a fost coleg la Moscova, am stat într-o cameră cu multe lucruri, discutam, umblam împreună la spectacole, la teatrele din Moscova, la Casa Cineașului din Moscova, în vizită pe la personalități, pe atunci am fost nu odată pe la Ion Druță, care Iacob Burghiu era în relații foarte bune. Și ne-am apucat să facem și îl făceam în paralel cu Proba de Libertate. Nu ne-am gândit că o să vadă lumea. Și când l-am terminat, am chemat la mine acasă, chiar acolo unde lucram, mai mulți din prietenii noștri. Și zic, mai ați putea să-l mai arătați undeva. Și așa s-a întâmplat, Mihai l-a prezentat la Cronograf și, spre surprinderea noastră, Cronograful l-a și menționat. Nu știu, Iacob a fost o persoană foarte interesantă. Păcat că se duce lumea.
Cinematografia, apropo, care e cea mai recentă, nouă artă, dar a avut de acum în momente de, așa, de impasuri, de, așa, de trecere și pârmă, trecea un calitativ noi. Nu mai vorbesc, documentarul și are încă cuvântul de spus. Antropologii utilizează în înțelegerea omului de azi instrumente vizuale. Filmul documentar este un instrument extraordinar în acest sens. De aceea, uite, ai dreptate când spui că ar trebui să venim... Nu, noi tot timpul, cum să vă spun, nu trebuie să absolutizăm. Viața este, are multe culori și ea trebuie văzută în plenitudinea ei. Când exagerăm, să nu exagerăm, asta e idealul.